Numărul persoanelor mușcate de căpușe continuă să crească și la nivelul județului nostru. Astfel, în mai puțin de 5 luni s-au prezentat la spital peste 200 de persoane mușcate de aceste insecte. De la începutul anului și până ieri, 21, au fost 224 de cazuri de persoane mușcate. Toate persoanele sunt bine, le-a fost prescris tratament, respectiv antibiotice și antihistaminice. Situația a două persoane mușcate de căpușe este gravă. Acestea sunt suspectate că suferă de boala Lyme. Câte persoane suspecte de boala Lyme sunt în momentul de față? Sunt două cazuri suspecte, dar urmează a se repeta analizele și în cel mai scurt timp vom avea și rezultatele. Oamenii sunt de părere că, într-adevăr, mușcătura este destul de periculoasă, dar persoanele sunt prea stresate și fac prea mult caz din asta. Oamenii au devenit atât de stresați în ultimul timp, încât în trecut nu era atâta stres și probabil viața de zi cu zi stresează oamenii. Boala de căpușă este îngrozitoare, într-adevăr, dar dacă noi oamenii am fi puțin mai atenți de ceea ce ne înconjoară și am avea puțin mai multă grijă de tot locul, cred că nu ar mai fi atâtea insecte. Unii dintre gorjeni nu știu ce să facă pentru a se proteja. Cum mă protejez? Păi nu știu cum trebuie protejat. Nu știu evitați cu ce. Evitați spațiile verzi? Multă trebuie evitate spațiile verzi? Nu prea le-am evitat. Am intrat prin grădină la țară și prin parc mă duc. Medicii recomandă evitarea spațiilor verzi și să ne îmbrăcăm adecvat pentru a nu lăsa neacoperite porțiuni de piele.